Bună seara, domnilor și domnilor, bun găsit tuturor! Vorbim astă seară despre un lucru care privește foarte, care privește foarte mult, pe foarte mult dintre noi. Este vorba despre interzicerea fumatului în spațiile publice închise curând, mai exact de poimine. Discutăm despre acest lucru, dar și despre foarte multe altele ce țin de prevenirea incendiilor. Cu doi invitați, este vorba de Alexandra Petrița, purtător de cuvânt Poliția Locală Târgu Jiu. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Și domnul locotenent colonel Alin Drăgan, de la Isu Gorj, putericitat șeful Isu Gorj. Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Care are în atribuție prevenirea, serviciul de prevenire? Da, așa este. Domnul Drăgan, început dumneavoastră și Isu Gorj printre celelalte instituții ale MAI vor avea atribuții de verificare și sancționare a bateriilor la această lege. Sigur, după cum cred că toată lumea știe, a apărut legea 15, care modifică și completează legea 349 privind combaterea consumului de tutun. Pentru noi nu este noutate, deoarece dacă privim reglementarea fumatului din punct de vedere a apărării împotriva incendiilor, acest aspect era verificat de către mine și colegii mei mult dinaintea apariției legii. Ce să vă spun? De acum încolo, pe timpul controlelor, noi vom continua să urmărim acest aspect. Vom încerca să învățăm populația ce trebuie să facă, iar atunci când este cazul, vom aplica și sancțiuni contravenționale. Sigur, legea privind apărarea împotriva incendiilor era, se referea numai la anumite categorii de operatori economici unde fumatul era interzis. Acum această lege extinde, să zic așa, restricția de a fuma, își lărgește aria de competență, cum aș putea spune, și restricția aceasta cu fumatul fiind în mai multe domenii. Poliția locală de asemenea are atribuții în constatarea și sancționarea a bateriilor. Știu că ați primit deja toate cele necesare, sunt și câteva hotărâri de Consiliu. Da, într-adevăr, potrivit legii numărul 15/2016 privind modificarea și completarea legii numărul 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectului consumului produselor din tutun, constatarea și aplicarea sancțiunilor contravenționale se face de către reprezentanții ai Poliției Locale, dar și din Ministerul Afacerilor Interne. În acest sens, din cadrul instituției noastre, într-adevăr, au dreptul să aplice sancțiuni contravenționale toți polițiștii locali cu funcții publice specifice. Acționăm în cazul unei sesizări. Polițiștii locali vor merge la fața locului, iar în baza propriilor constatări vor fi aplicate și sancțiunile potrivit legii. Au fost stabilite și cuantumul amenzilor? Da, într-adevăr, persoanele fizice care nu respectă legea pot primi 500 de lei amendă, iar persoanele juridice se pot alege cu sancțiuni mai usurătoare, aș putea spune. La prima abatere este vorba de 5.000 de lei, amendă de 10.000 de lei și cu sancțiunea complementară de suspendare a activității la cea de-a doua abatere, iar la cea de-a treia abatere amenda se ridică la 15.000 de lei, dar și cu închiderea unității, în cazul în care nu sunt respectate. O să duc pe colegul din regie să pun un material filmat de colegi de la știri astăzi. Deja instituțiile au început să se pregătească pentru această nouă lege ce va intra în vigoare de pe 17, adică de poimine. Să vedem ce au spus. Fumatul va fi interzis și în instituțiile publice. Soluții sunt pentru fumători. Spre exemplu, angajații prefecturii care nu pot renunța la acest viciu pot fuma în curtea interioară a instituției. Toți angajații instituției prefectului cunosc prevederile noii legi. Cei care nu sunt capabili să se lase de fumat vor putea fuma în orice alt spațiu deschis,
care nu este al unei instituții publice, de exemplu, în curtea interioară unde este un spațiu deschis sau afară. De joi, polițiștii și jandarmii pot aplica amenzi. Persoanele fizice care nu respectă legea pot primi 500 de lei amendă, iar persoanele juridice se pot alege cu sancțiuni mult mai usturătoare. La prima abatere, 5.000 de lei, amendă 10.000 de lei și cu sancțiunea complementară de suspendare a activității la a doua abatere, iar la a treia abatere, amendă 15.000 de lei și închiderea unității. Prin ordinul ministrului, toate structurile Ministerului de Interne, reprezentanții inspectoratului de poliție, jandarmi, ISU au fost abilitați să sancționeze, să constate contravențiile și să aplice amenzi. Cu atât mai mult noi care suntem garantul pe instituția respectării și aplicării legilor. Și în spitale acest viciu este greu de ucis. Nu sunt fumător, agrez chestia asta, dar o să fie o problemă și trebuie să se găsească niște soluții. Au găsit ei la Parlament. Potrivit legii, fumătorii nu își vor mai putea aprinde țigările în spațiile publice închise și nici în locurile de joacă pentru copii, nici măcar cele în aer liber. În plus, este interzisă și vânzarea la bucată a țigaretelor și a țigărilor de foi. Noua lege îi privește chiar și pe taximetriști. Fumatul va fi interzis și în mașinile acestora. Fumatul va fi permis în continuare în încăperile special amenajate pe aeroporturi și în penitenciare. Pe ultima sută de metri, un deputat anunță că va depune un proiect prin care solicită ca reglementarea să fie din nou modificată, propunând ca nicio terasă să nu interzică aprinderea țigărilor. Mai mult, deputatul vrea ca fumătorii să poată închiria spații în care să se poată fuma. Am revenit în direct, cam așa stau lucrurile. Într-adevăr, sunt foarte mulți care sunt deranjați de această nouă lege, se consideră discriminați. De cealaltă parte, cei care nu fumează sunt foarte bucuroși și aplaudă apariția legii. Domnule Drăcan, aș reveni la dumneavoastră și v-aș întreba, știu că ați avut în ultima săptămână acțiuni intense de verificare pe prevenire, dacă ne puteți spune câteva lucruri. Sigur, nu numai în ultima săptămână, scopul principal al inspecției de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Locotenent Colonel Dumitru Petrescu al județului Gorj este de a verifica modul de respectare a activităților de apărare împotriva incendiilor și protecția civilă și de a conferi cetățeanului o stare de siguranță. Acest lucru îl realizăm prin desfășurarea mai multor tipuri de activități de prevenire. Una dintre aceste activități constituind o controlare de prevenire. Aș putea să vă spun că săptămâna trecută, de exemplu, au fost desfășurate 25 de controle de prevenire la operatorii economici, instituții și localități. Cum era și normal, pe timpul controlelor au fost constatate și nereguli, 115 nereguli, aș putea să vă spun. Au fost remediate 40 de nereguli de către colegii mei, chiar pe timpul controlului de prevenire. Și, bineînțeles, persoanele care s-au făcut vinovate au primit și sancțiuni contravenționale și aș putea să vă spun că au fost aplicate 19 amenzi contravenționale în cuantum de 16.800 lei. Dintre principalele deficiențe pe care le-am constatat, aș putea să vă aduc la cunoștință nedotarea spațiilor cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, neefectuarea instruirii personalului propriu privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă, utilizarea instalațiilor electrice cu defecțiuni și improvizații, cam acestea fiind în principal neregulile constatate pe timpul controlelor. Unde au fost efectuate controlele? Deci, săptămâna trecută am executat controle de prevenire la unitățile sanitare, la structuri subordonate din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, la unități școlare, precum și la localități. Da, Alexandra, spuneai că aveți acolo un regulament și în ce privește poliția locală. Într-adevăr, a fost aprobat și instituit un regulament privind prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun în spațiile publice închise, de la locurile de muncă ale personalului care își desfășoară activitatea în cadrul poliției locale a municipiului Târgu Jiu. Este foarte bine că se întâmplă așa și la noi, chiar dacă suntem organ de control, putem să avem în incinta curții interioare acolo un spațiu amenajat. Am luat toate măsurile necesare pentru a ne pune în legalitate. Dacă nu noi suntem cei care ne punem la punct, atunci trebuie să fim primii care să
La ISO a fost... Categoric, fiind primii care urmărim respectarea legii de către persoanele fizice și juridice, este imperios necesar ca noi, în primul rând, să respectăm aceste reguli. Bineînțeles, au fost amenajate în afara locațiilor locuri de fumat, unde fumătorii or să poată să fumeze fără să încalce legea. Revin la munca pe care o desfășurați dumneavoastră, aceea de prevenire în principiu. Cât de grea e această muncă și cât înțeleg oamenii că e mai ușor să previi decât să combă sau să remediezi apoi? Dacă stăm să ne gândim la principiul că prevenirea costă de 10 ori mai puțin ca intervenția, rezultă clar importanța muncii pe care noi o desfășurăm. Este foarte important pentru noi a ne face foarte bine înțeleși că degeaba aplici legea dacă nu ești în stare să faci și puțină prevenire. Este oartă, dacă aș putea spune, astfel încât să mergi în diferite colective umane și să le spui ce este bine să facă și ce nu este bine să facă, astfel încât să se protejeze pe ei și persoanele apropiate de un eventual incendiu sau o situație de urgență. Nu este o activitate ușoară, dar este frumoasă, iar dacă ești dedicat meseriei și îți place, o poți desfășura fără probleme. Da, eu vă știu de foarte mult timp, de când am intrat în presă, de prin 99, tot asta vă știu făcând. Când a fost cel mai greu? Ce să vă spun? În carieră eu am lucrat și la intervenție, am avut momente dificile la intervenție, am prins câteva intervenții la incendii care m-au marcat, dacă aș putea spune, dar și activitatea de prevenire este câteodată foarte grea și dacă ar fi să-mi aduc aminte, v-aș spune despre intervenția de la UMSAD-ul de cu ceva perioadă când am avut acea explozie urmată cu victime acolo. Au mai fost explozii la apartamente, la... Am mai avut și în ultima perioadă, dar nu de mărimea celei de la SADU. Din fericire am avut numai din cauza scăpărilor de gaze sau utilizării necorespunzătoare a butăilor și, după cum spuneam, din fericire nu am avut victime omenești, am avut accidentați, dar nu morți. Da. Alexandra, în curând o să agenții poliției locale o să iasă pe teren cu carnetul de amenzi în mână. Va fi greu pentru că știm, oamenii sunt foarte supărați când vine vorba de a fi sancționați, se consideră discriminați, se consideră... Da, este adevărat, această lege pare puțin dură pentru fumători. Am stat de vorbă chiar cu persoane, cu cunoștințe, care spuneau că, aoleu, ce ne facem, de mâine intră legea în vigoare. Până la urmă este o lege care trebuie respectată și atunci... trebuie să ne conformăm. Într-adevăr, colegii mei vor merge în teren la sesizări, așa cum îmi spuneam mai devreme, și atunci unde legea nu este respectată, dar, repet, vor fi aplicate sancțiuni în baza propriilor constatări. Adică îl vezi pe om acolo că fumează, atunci poți să-l sancționezi. Acum, încă nu pot să spun pentru că n-au avut loc primele controle. Dacă agentul acolo și nu-l mai găsește fumând... Trebuie să existe o probă care să dovedească că acea persoană a fumat într-un spațiu închis. Trebuie spațiul acela să fie amenajat. Adică vorbim despre o curte... într-un loc, vorbim despre... Într-un spațiu deschis? Da, într-un spațiu deschis. O să aveți și, sau ați avut până acum, activități de, eu știu, de prevenire, de informare în acest sens? Vom avea pe viitor, pentru că, repet, este o lege nouă și destul de aspră, așa cum spuneau toți fumătorii. Se merge foarte mult și ar fi bine, cum spunea și domnul, trebuie să fie, în primul rând, prevenirea și să îi facem pe oameni să înțeleagă, până la urmă, că legea trebuie respectată. Cel mai important aspect al prevenirii reprezintă activitatea de informare preventivă, o activitate pe care noi o punem înaintea controlului efectiv. Deci rolul nostru nu este neapărat să sancționăm oamenii, rolul nostru este să învățăm. Și atunci, pe timpul controlului de prevenire,
o mare parte alocată este informării preventive. Noi deja am început aceste activități, iar colegii mei pe parcursul controlelor vor continua aceste activități de informare preventivă, astfel încât cetățenii să conștientizeze faptul că este bine să fumeze numai acolo unde legea permite, pentru, cu riscul de a mă repeta, a se proteja pe ei și pe cei de lângă ei. Bine, medical vorbind, se spune că ar trebui să nu fumezi deloc. Acum e alegerea fiecăruia. Și instituțiile publice sunt, după cum spuneam, sunt vizate de prevederile noii legi. O să mergeți acolo? Ați mers? Sigur, v-am zis, legea prevede foarte clar că se interzice fumatul în toate spațiile închise din publice, în toate spațiile închise la locurile de muncă, în spațiile de amenajate pentru jocul copiilor și în mijloace de transport în comun. Deci este foarte clar. În afară de acest lucru, se interzice cu desăvârșire fumatul în unitățile sanitare, în unitățile de învățământ și în structurile subordonate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, unde nu se fumează deloc. Bineînțeles, noi o să facem verificări, o să observăm modul de respectare al prevederilor legale atât de către persoana juridică respectivă unde facem controlul, de personalul angajat, precum și de publicul vizitator. Și atunci când o să constatăm că se încalcă legea, o să aplicăm, bineînțeles, și sancțiuni contravenționale. Dar încă o dată vin și spun, rolul nostru nu este de a sancționa prima dată, ci de a învăța toate categoriile de personal să respecte legea pentru a se proteja. Da, Alexandra, o să revin și la tine. Poliția locală este instituție subordonată primăriei Târgu Jiu. Celelalte unități subordonate au colaborat cu poliția locală? I-ați informat? Ați discutat pe această temă? Am discutat pe această temă. Este foarte important să aducem la cunoștința oamenilor, responsabililor de instituții referitor la această lege, pentru ca apoi să fie apusă în aplicare. Luăm o scurtă pauză și revenim în câteva momente. Am revenit în direct, am discutat în prima parte despre noua lege ce interzice fumatul în spațiile publice. Vom continua în cea de-a doua parte a emisiunii discuția cu cei doi invitați, domnul locotenent colonel Alin Drăgan de la Isugur și Alexandra Petrița de la Poliția Locală, despre curățenia de primăvară, arderile care sunt, care se practică așa pe la țară și chiar pe la oraș. Domnule Alin Drăgan, este o perioadă în care la țară se fac igienizări, cum se spune, de primăvară. Cât de periculoase sunt aceste arderi care la un moment dat pot deveni necontrolate? Deci cu toții cunoaștem că primăvara cetățenii și mai ales cetățenii din zona rurală efectuează aceste activități de igienizare a curților, grădinilor, terenurilor, practicând focul deschis pentru arde, vegetația uscată, miliștea și resturile vegetale. Încă de primat aș vrea să afirm faptul pentru că aceste activități nu sunt interzise a se practica de către cetățeni. Vă spun acest lucru deoarece multă lume are această impresie. Mergând, de exemplu, pe terenul agricol, aprinzând focul și fugind de acolo, că nu știu ce îi se poate întâmpla. Și găsesc oportună emisiunea dumneavoastră să explicăm încă o dată că aceste activități sunt permise, dar cu respectarea regulilor și măsurilor de prevenire specifice. Ce sunt ardele necontrolate? Sunt niște incendii care de obicei nu sunt urmate de pierderea vieților omenești sau pagube materiale importante, care se produc pe fondul utilizării necorespunzătoare a focului deschis la arderea vegetației uscate și resturilor vegetale. Deși nu sunt periculoase, câteodată scăpate de sub control pot să ducă la fenomene nedorite. Și aici aș vrea să vă aduc la cunoștință faptul că în luna martie anului 2012 și noi ne-am înregistrat cu două situații negative, aș putea spune, cu două victime, ambele persoane în vârstă, una nerespectând regulile și măsurile de prevenire specifice, a fost surprins de către o ardere de asta necontrolată și a suferit arsuri pe corp peste 60%, în proporție de peste 60%,
iar în cealaltă situație, tot o persoană în vârstă a fost surprinsă de o ardere de asta necontrolată de vegetație și chiar și-a pierdut viața. Deci, după cum vă spuneam, în anumite situații, pe timp nefavorabil de vânt, ele pot fi scăpate de sub control și pot produce adevărate catastrofe. Ca să înțelegem foarte bine aceste noțiuni, aș vrea să afirm că atunci când vorbim de miriște, vorbim de părțile inferioare, tulpinile plantelor, cerealele păioase de pe terenurile agricole. Când vorbim de vegetație uscată, ne referim la acele plante, arbuști, pomi care, cu rădăcină în pământ, care sunt uscate și nu se mai folosesc. Iar când vorbim de resturi vegetale, sunt acele deșeuri rezultate în urma curățării curților, grădinilor, curățării pomilor din zona de căilor ferate, din zona drumurilor sau chiar activitățile de curățare și răirea pădurilor. De asta vreau foarte să anunț telespectatorii că activitățile de ardere a vegetației uscate miriștilor desfășurate pe oricare alte teren în afară de propria curte sau grădină se poate face numai prin obținerea permisului de lucru cu foc, care este un document eliberat prin grija primarului de către șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență din localitatea respectivă. Acel document nu costă nimic, este gratis, dar este deosebit de important dacă stăm să ne gândim că șeful serviciului voluntar din zona respectivă știe că într-o anumită zi, la o anumită oră, o persoană face aceste activități pe un teren, un teren agricol, își ia măsurile de siguranță, iar în cazul când se produce o scăpare de sub control și incendiu amenință gospodăriile populației, poate să intervină cu mijloacele și cu personalul voluntar pe care i-are în subordine, iar atunci când constată că situația e scăpată de sub control, chiar să anunțe evenimentul pe numărul apel de urgență 112, ca noi să putem să ne deplasăm de urgență la locul intervenției și să putem să stingem incendiu. Oamenii cunosc aceste lucruri, în principiu nu le știu. Faptul că pot să fac acest lucru. Deci noi în permanență, înainte de începerea acestor activități, desfășurăm activități de informare preventivă, informăm primarii, informăm șefii serviciilor voluntare, le trimitem aceste reguli și măsuri de prevenire care sunt afișate la punctele vizibile din primării, sunt aduse la cunoștință de către specialiștii de prevenire din cadrul serviciilor voluntare atunci când desfășoară acele activități cu cetățenii, astfel încât ele să fie foarte bine împământenite, oamenii să le cunoască, să poată să desfășoare activitățile în siguranță și să nu-și pună viața în pericol. Atunci când ne referim la arderea miriștilor, cetățenii trebuie să știe că această activitate se face numai pe timp de zi, numai foarte bine supravegheată până la terminarea ei, și este cu desăvârșire interzisă arderea pe timp de vânt. De asemenea, pentru a desfășura arderea, parcela trebuie împărțită prin acele fâșii arate, tocmai pentru a izola. Împiedica. Exact, tocmai pentru a izola zona de ardere și a împiedica astfel un eventual incendiu să se propage cu repeziciune la gospodăriile populației, la plantațiile agricole, la pădure, sau chiar la linie de înaltă electrice sau în oricare alt loc. De asemenea, cetățenii trebuie să știe că dacă acea miriște se află pe un teren în pantă, este foarte bine ca arderea să fie pornită din partea superioară spre partea inferioară a pantei, pentru ca un eventual vânt să nu propage cu repeziciune și incendiul să fie scăpat de sub control. Atunci când cetățenii efectuează arderea resturilor vegetale și a vegetației uscate, trebuie să știe că la fel activitatea se face numai pe timp de zi și foarte bine observată. Nu se pleacă de la locul arderii până nu se suntem siguri că acel incendiu a fost lichidat, arderea a fost terminată. Vegetația uscată se adună în grămezi și trebuie să acele grămezi să le izolăm de jur împrejur de vegetația uscată pentru a evita propagarea unui eventual incendiu la vecinătăți. Și de asemenea, aceste grămezi se dispun în zone astfel încât incendiul să nu fie, se propage la vecinătăți. În principiu, la incendiile de vegetație scăpate de sub control, oamenii au acționat contrar acestor norme, au aprins foc, au plecat crezând că nu îi depistează nimeni. Exact. Cine mulți a spus că nu i-au pus foc, au venit de la vecinul? Cred că din necunoaștere, negândindu-se că ei pot să desfășoare aceste activități, dar în anumite condiții, respectând regulile și măsurile de prevenire, au mers acolo, au dat foc,
văzând că nu pot să țină situația sub control, au fugit, crezând că astfel fac o faptă bună. Țin să aduc în atenția telespectatorilor că aceste incendii sunt uneori chiar periculoase. Odată scăparea sub control, le pot foarte ușor afecta gospodăriile și pot fi urmate de pierdere de vieți omenești și de bunuri materiale importante. Tocmai aceasta este și cauza pentru care deseori se înregistrează victime. Oamenii încearcă să intervină singuri, să stingă focul, se neacă cu fum. Exact. Sunt persoane care atunci când observă că scapă aceste arderi de sub control, tocmai nelându-și măsurile de siguranță, încearcă să intervine singure și atunci, bineînțeles, există posibilitatea să fie și rănite, să devină victime ale acestor incendii. Ce sancțiuni există în aceste cazuri? Ca de obicei, nerespectarea prevederilor legale atrage și aplicarea de sancțiuni contravenționale și aici aș vrea să vă aduc la cunoștință faptul că neluarea tuturor măsurilor pentru stingerea jarului rezultat în urma arderilor vegetației uscate sau miniștrilor se poate pedepsi cu amendă între 100 și 500 de lei. De asemenea, folosirea mașinilor și utilajelor agricole fără acele site sau dispozitive parascântei, acest lucru se poate sancționa cu amendă între 500 și 1000 de lei, iar neobținerea permisului de lucru cu foc, neamenajarea corespunzătoare a locului unde urmează a se face această ardere, precum și neluarea tuturor măsurilor pentru a împiedica o eventuală propagare a incendiului a vecinătății, se pedepsește cu o amendă cuprinsă între 1000 și 2500 de lei. Deci, uitați-vă, cuantumurile nu sunt foarte mici, iar în cazul nerespectării, cetățenii pot să primească asemenea sancțiuni contravenționale. Da, în acest sens, cât de importantă este implicarea reprezentantul Serviciului de Voluntariat din localități și a primarului? Este deosebit de importantă pentru că și primarul și șeful Serviciului Voluntar sunt acolo în comunitate. În primul rând, poate să informeze cetățenii vis-a-vis de aceste reguli și măsuri de prevenire și pot să intervină în primă fază dacă constată că s-a întâmplat ceva deosebit până să vină structurile profesioniste ale inspectoratului. Da, Alexandra, că tot vorbeam de curățenia de primăvară, știu că și poliția locală are atribuții de sancționare a nerespectării anumitor norme. Așa este, poliția locală a municipiului Târgu Jiu poate aplica sancțiuni contravenționale pe o hotărâre de Consiliul Local, este vorba despre hotărârea 19/2002 privind stabilirea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții pe raza municipiului Târgu Jiu. Așa este, putem și noi să aplicăm sancțiuni, totul este să nu persoanele din Târgu Jiu să nu ardă deșeurile menajere sau de altă proveniență. Vorbeam mai devreme și domnul Dragan despre acele resturi vegetale. Pot să vă spun și care este cuantumul amenzilor pentru persoane fizice de la 250 de lei la 500 de lei, dar și pentru persoane juridice care sunt cuprinse între 500 și 1000 de lei. Da, sumele nu sunt de neglijat, sunt foarte mari și se poate evita, până la urmă, producerea unei, eu știu, tragedii. Că tot vorbeam despre tragedie, ce s-a întâmplat la colectiv la sfârșitul anului trecut a lăsat urme adânci, iar în domeniul prevenirii s-a văzut o îmbunătățire a lucrurilor. Oamenii au conștientizat că este bine să fie în regulă. Așa este. Din păcate a trebuit să moară un număr impresionant de oameni ca alți oameni să conștientizeze faptul că au niște răspunderi vis-a-vis de semenilor din imediata apropiere. Într-adevăr, așa e. În ultima perioadă multe persoane juridice au venit la noi să se intereseze vis-a-vis de ce obligații au privind obținerea avizului autorizației de securitate la incendiu. Multe societăți au venit chiar și au depus documentațiile și au obținut aceste documente pentru a intra în legalitate, a putea desfășura activitățile fără să pună viața oamenilor în pericol. Pot să vă spun că multă lume a rămas surprinsă de faptul că avizul sau autorizația de securitate la incendiu, documentul prin care noi atestăm faptul că acea construcție respectă reglementările privind apărarea împotriva incendiilor, nu costă niciun ban.
Mulți aveau impresia că aceste documente costă bani, că noi percepem taxe, nu este așa ceva, nu este adevărat. E o ocazie bună să anunț toți telespectatorii dumneavoastră că aceste documente sunt gratis, se eliberează gratis din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență, nu costă nimic și este foarte bine ca aceștia să vină și să obțină aceste autorizații, astfel încât să garanteze publicului vizitator că nu le pune viața în pericol și le oferă siguranță. Siguranță, da. Da, comparativ cu perioada anului trecut, s-a văzut o creștere clară a solicitărilor de intrare în legalitate. A crescut foarte mult numărul avizelor și autorizațiilor eliberate, precum și a documentațiilor depuse în vederea eliberării avizului și autorizației de securitate la incendiu. Deci o creștere mare. Da, a fost o situație surprinzătoare, probabil și pentru dumneavoastră, faptul că un administrator, dacă îi putem spune așa, a venit de bunăvoie și a spus că nu este în regulă și v-a cerut să-i suspendați activitatea. Mă refer la Casa de Cultură din Târgu Jiu. Da, au fost și situații de acest gen în momentul când am efectuat controlul de prevenire și am adus la cunoștință administratorului la ce riscul se supune pe el și publicul vizitator. Acesta a fost de acord să închidă activitatea până la remedierea deficiențelor, evitând astfel de a ne pune în situația să închidem noi și să aplicăm sancțiune contravenționale corespunzătoare conform legii. Dacă vorbeam despre deficiențe, care au fost cele mai dese constatate pe acest segment de activitate? Al cluburilor, al sălilor de spectacole. Principalele deficiențe au fost neobținerea avizului sau autorizației de securitate de la incendiu, nefuncționarea instalațiilor speciale de prevenire și stingerea incendiilor, neefectuarea instruirii personalului în domeniul prevenirii incendiilor și protecției civile, utilizarea instalațiilor electrice cu defecțiuni și improvizații. Cam asta a fost paleta de nereguli constatate. Ieșiri de urgență blocate. Căi de evacuare, da, blocate din anumite motive, ori obturarea acestora, ori reducerea gabaritului căilor de evacuare. Aveți o situație a instituțiilor care mai sunt închise pentru aceste nereguli? Aș putea să vă spun acum, din ce mi-aduc aminte, că toate casele de cultură din județ, și aici mă refer la Târgu Jiu, Motru, Rovinari, Turceni, Târgu Cărbunești, sunt închise până la remedierea deficiențelor. Un lucru bun, să zic eu așa, sunt prinse pe reabilitare pe fonduri europene și aceste activități o să fie desfășurate în curând. Se vor face remedierea deficiențelor și persoanele responsabile o să vină, o să obțină autorizația de securitate la incendiu, în urma cărora, bineînțeles, aceste activități la Casa de Cultură, acestea vor putea funcționa în continuare. Da, chiar și în cazul în care respectivele săli de spectacole, că tot vorbim despre săli unde ar putea fi foarte multe persoane, chiar dacă sunt îndeplinite multe dintre normele de protecție, cât contează instruirea personalului care să știe ce are de făcut în cazul izbucnirii unui incendiu? Deci, contează mai mult decât multe dintre celelalte? Sau? Categoric, una dintre principalele obligații ale administratorului este de a-și instrui personalul și a interveni prin personalul propriu în caz de incendiu. Vă dați seama că cel mai repede intervine personal de pe locul de muncă care a observat primul incendiu și s-a dus și folosește stingătorul sau folosește hidrantul respectiv. Bineînțeles, vin și structurile subordonate inspectoratului, dar în primă fază legea așa prevede că fiecare administrator este obligat să-și, prin personalul propriu, să-și asigure intervenția în primă fază, până la sosirea structurilor subordonate inspectoratului. Acolo trebuie să știe fiecare ce are de făcut. Bineînțeles, sunt instruiri lunare, unde tot personalul este instruit cum să intervină, când să intervină, ce fel de stingătoare să folosească pentru diferite materiale, cum să întindă acel furtun, cum să folosească jetul de apă. Sunt multe tehnici de intervenție specifice fiecărui tip de incendiu. Da, Alexandra, știu că și poliția locală a avut o serie de acțiuni
ce au precedat evenimentului nefericit? Da, într-adevăr, au fost foarte multe controle efectuate în urma evenimentului nefericit de care vorbeați mai devreme. Nu am momentan o situație cu sancțiunile, dar a fost în atenția noastră, a fost în atenția noastră majoritatea localurilor, de fapt toate localurile din municipiul Târgu Jiu. S-a mers pe informare, pe intrare în legalitate? Da, exact. Ce spuneam mai devreme, respectarea legii. Da, ne apropiem de final. Domnule Drăgan, știu că urmează un eveniment foarte important, Luna Pădurii. Ce acțiuni aveți în acest sens? Acestea, cum vă spuneam la începutul emisiunii, activitățile de prevenire sunt au o paletă foarte largă. Una dintre modalitățile de desfășurare a activităților este informarea preventivă. Luna Pădurii este o activitate de informare preventivă desfășurată de către personalul inspectoratului împreună cu personalul silvic. O acțiune extrem de importantă dacă ne ducem cu gândul spre pădure și spre rolul pădurii, pe timpul căreia noi desfășurăm informarea cetățenilor atât privind necesitatea respectării regulilor și măsurilor de prevenire pentru a preveni un incendiu în pădure, cât și despre efectele benefice ale pădurii. Și aici aș vrea să aduc la cunoștință faptul că pădurea ne dă 2/3 din oxigenul necesar vieții, pădurea filtrează apa de ploaie, pădurea fixează pământul și evită alunecările de teren și multe alte efecte benefice și pe care noi credem că prin aceste activități informăm cetățenii și atragem de partea noastră, să zic așa, să protejăm aurul verde, cum se mai numește, astfel încât să nu avem evenimente negative. Da, după cum spuneați, pădurea fixează pământul. Din păcate, în Gorj am avut câteva zone care au avut de suferit din acest punct de vedere. Au fost alunecările masive de la seciuri, dacă ne aducem aminte. Sunt acum la Bombeș Pițic ceva mișcări. Tocmai asta vreau să vă spun. Avem asemenea fenomene care se produc și având multe zone împădurite în județul Gorj. Dar de asta vreau să accentuez. E bine să păstrăm totuși pădurea pentru că ea are rolul ei în ecosistem și în general efectele sunt benefice pentru om. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în studiul Gorj TV. Să auzim de bine, să nu fie nevoie să interveniți și eu vă mulțumesc și vom participa la emisiunea de cât este nevoie pentru a informa cetățenii ce trebuie să facă. Vă mulțumesc încă o dată, doamnelor, domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. O seară bună în continuare, la revedere!